Prețurile la combustibil, gaze și electricitate nu vor coborî în următoarele luni. Acesta este anunțul șefului Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu, care este de părere că soluția stă în măsurile de ajutorare și de compensare luate de guvern. Prețurile electricitate nu vor scădea pe termen în viitorul previzibil. Înainte de război, credeam și speram că prețul la gaze va scădea, însă după odată ce trece iarna, scade consumul și tradițional prețul la gaze scade. Deci undeva mă așteptam la o scădere a prețului gazului în aprilie, dar mă așteptam ca prețul electricitate să rămână destul de sus. Prețul electricitate a rămas sus, dar și prețul la gaze a rămas sus. Și acum, din cauza războiului, nici la gaze nu văd o posibilitate ca prețurile să scadă. Vestea proastă este că aceste prețuri explodate nu vor scădea în perioada următoare, e de părere Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Nu putem să ignorăm prețurile, ele sunt cum sunt, dar putem să luăm măsuri să compensăm aceste creșteri de prețuri. Deci, da, nu mă aștept să scadă pe burse nici gazul, nici electricitatea și nici carburanții în următoarele luni. Deci trebuie să avem într-adevăr măsuri de ajutorare, măsuri de compensare pentru cei care sunt mai vulnerabili. Și ați văzut că s-au luat și pentru consumatorii casnici, pe gaze și pe electricitate, pentru o serie de companii, cum sunt transportatorile. El a adăugat că trebuie să fie găsite soluții de compensare în contextul creșterii prețurilor la energie și gaze. Va trebui să găsim soluții. Guvernul taxează producători, cei care au câștiguri foarte mari de pe urma prețurilor de la energie. Și că sunt în România. Din fericire avem producători și de gaze și de electricitate în România. Da? Importăm relativ puțin. Da? Deci pe ăștia îi putem taxa și din banii pe care îi luăm din profiturile astea lor foarte mari, putem să-i ajutăm pe cei care sunt afectați de prețurile mari. O ordonanță de urgență privind combaterea acțiunilor speculative s-a aflat pe agenda ședinței de guvern în primă lectură. Proiectul prevede protejarea consumatorilor împotriva unor majorări nejustificate de prețuri și disfuncționalități evidente ale pieței. Șeful Consiliului Concurenței a dat câteva exemple privind produsele ce pot prezenta risc speculativ în funcție de criză, precum măștile, dezinfectanții, carburanții sau produsele alimentare.